Încă o dată bună dimineața. Astăzi o să continuăm să lucrăm. M-auziți toți? Ați dormit bine? Da? Ok. Și eu am văzut aseară niște fete care erau foarte fericite, dar dimineața erau, dormeau duse, erau, puteai lemne pe ele, nu mai... Da, ok. Da, deci, haideți să ne adunăm un pic și să vedem un pic mai așa. Astăzi vom lucra o serie de exerciții. Ce facem noi, de fapt? Avem nevoie să reîmputernicim mai mult legătura noastră cu pământul și vom repeta ce am făcut ieri și vom adăuga câteva lucruri astăzi. Și cumva va trebui să lucrăm puțin ceea ce lucrez cu copilașii micuți, și anume surâsul interior. Oamenii au uitat să surâdă, au uitat să zâmbească și au uitat că surâsul este călăuza. Călăuza care va atrage toți oaspeții cerului și pământului și va invita, mă refer la cei buni, și va invita în acest teritoriu, în această țară, ținând necunoscut, numit om. Când dumneavoastră folosiți călăuza pentru a atrage aceste forțe celeste, trebuie cumva să le dați un ecușon. Un ecușon, un card, un inner card, un card interior. Și în același timp, toate organele și toate celulele dumneavoastră toate organele și toate celulele dumneavoastră va trebui să învețe să primească numai dacă sunt aduse de călăuză. Și în felul acesta dumneavoastră veți învăța să reintrați în proprietatea corpului dumneavoastră. Țineți minte, corpul acesta fizic e doar un vas. Și vasul ăsta este minunat pentru că puteți pune o mulțime de lucruri în el. Deja noi avem o mulțime de lucruri, dar nu suntem conștienți încă. Când veți învăța să folosiți aceste carduri interne, practic veți învăța celulele, organele, țesuturile să primească numai când dumneavoastră folosiți această călăuză. Și atunci ce se mai întâmplă? Se întâmplă că dacă cineva zice să te duci undeva, vi s-a întâmplat? Sigur, nu mai este primit. Deci, programul respectiv care vi se adresează, urarea mai puțin bună care vi se adresează și așa mai departe, toate acestea nu mai sunt primite în interiorul corpului. Și atunci corpul dumneavoastră devine liber, devine mai bun, are o stare mai bună și ok. În general, marea majoritate a secretelor sunt ascunse în Biblie. Însă este foarte greu cu o dogmatică să găsești aceste secrete, să înțelegi ce e în spatele lor. De aceea, cel mai bun lucru, pentru că cineva se întreba cum ajungem noi să aflăm lucrurile astea, este să începeți să practicați și să cereți lui Dumnezeu puterea de a învăța. Să cereți să fiți ghidați. Să cereți puterea de a vedea celulele. Să cereți puterea de a fi integri, să cereți puterea de a duce lucrurile bune la bun sfârșit. Bune la bun sfârșit. Da. Acum, despre forme, deja ați venit toți. În general, formele, avem mai multe forme cu care noi lucrăm. Toate acestea compun câmpul de chi. Ce am observat noi? Când noi începem să lucrăm, primul lucru care îl facem este să facem niște mișcări fizice. Că asta înseamnă activarea energiei. Ce faci? Mișc corpul fizic
Și corpul fizic mișcându-se începe să producă energie. Nu trebuie mult, puțin. Acest puțin va atrage, va atrage, va atrage din ce în ce mai mult. Deci, activarea energiei, relaxarea, apoi alinierea respirației. Prin relaxare noi aliniem corpul, apoi aliniem respirația, apoi aliniem mintea, cele trei minți, într-o singură minte, apoi aliniem chiul și apoi aliniem spiritul. Dar primul pas în orice faceți este activarea energiei. Aveți nevoie de acest lucru. Ok? Și după ce ați activat energia, ce faceți? Aduceți energia, o acumulați, multă, multă. E ca și cum dimineața ai dat deșteptarea și vin foarte mulți oameni în curtea fabricii și trebuie să, deci ați adunat. După care ce trebuie să-i faceți? Să instruiți. Deci ați acumulat, apoi îi exersați. Îi instruiți, îi exersați, îi dezați în forma cea mai bună și pe urmă le spuneți. Dragii mei, eu am făcut ceva bun pentru voi. Acum e timpul ca voi să faceți ceva bun pentru mine. Uitați ce trebuie să facem. Păi, faceți tot ceea ce știți voi pentru a avea înțelepciune. Faceți tot ceea ce știți voi pentru a avea sănătate, prosperitate, bucurie, ghidare, lumină. Și ai programat muncitorii, îi duci în interior, în centru, acolo, la ușa fabricii. Și ei se duc acolo și de acolo vor începe. Vor începe să lucreze cu celule STEM, vor începe să lucreze cu diverse tipuri de energie, vor începe să lucreze cu sângele, vor începe să lucreze cu ca mediatori între cele trei universuri, interior, fizic și cosmic. Deci vor începe să lucreze. Concluzie. Toată munca dumneavoastră este o muncă de uniune. Dumnezeu, dacă îl traduci din punct de vedere tehnic, mi-e plac foarte mult traducerile tehnice. Adică cum? Cum se face lucrul ăsta? Înseamnă uniune. Tot ceea ce întâlnești în viață, să te ajută să te aduni și să te unești, este divin. Diavol, diavolo, înseamnă a diviza. Tot ceea ce în viață te desparte, te dezbină, te răspândește nu știu câte direcții, nu e chiar ok. Prindeți ideea? Dacă luați cuvântul păcat, e bine să-l dezansamblăm. Noi avem, când auzim cuvântul păcat, parcă înghețăm, asta e un fel de verde stop. Știi? Când eram mic, lucrați verde stop? Verde stop, am? N-am. E, păcat, ca să înțelegeți, în limba germană veche și în limba aramaică înseamnă deconectare. Deci ca și cum aș lua un stecher și l-aș scos din priză, de la sursă. Când omul zice că face păcat, el de fapt ce face? Pur și simplu scoate niște ștechere din priză, din sursă. Pac, 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 pac și nu mai are cum să vină puterea în el. Prindeți? Și când zice că face lucruri divine, bune, el ceea ce face, adică începe să se alinieze cu forțele pământului și cu forțele cerului, ceea ce face el este că începe să bage aceste ștechere. Am mai băgat un ștecher, pac, pac, m-am împământat. Am mai băgat un ștecher, mă conectez cu soarele, surâd. Am mai băgat un ștecher, mă conectez cu steaua nordului, surâd. Ați înțeles ideea? Ok. Lucrurile sunt simple. Ideea este să scoateți paralizia aceasta care apare în momentul când auziți cuvinte păcat. Încă un lucru foarte important și cu asta începem practica. Începeți să analizați ceea ce auziți mereu în biserică. Că vă nașteți din păcat, trăiți în păcat, muriți în păcat. Este cea mai mare prostie care ați auzit-o și o veți auzi în viața dumneavoastră. 1. N-ai cum să te naști din păcat. Dumnezeu este creator. Dumnezeu are energie sexuală.
Iar energia sexuală este cea mai sfântă energie din noi. Cea mai curată. Dacă nu murdărim. Împăcat și împăcat. Împăcat înseamnă în pace. Da. Da. Deci aici e o dicotomie foarte veche. Care s-a mai discutat și cu alte ocazii. Exact. Știți, e foarte important să interpretăm semnalele. Ia uite, ce zic acei pescăruși? Că ei vorbesc o limbă. Au câteva semnale. Au unul. Îmi spune. Și ăla mi-a ușor de interpretat. Ce înseamnă? Dar... Hai să ne strângem! Hai să ne adunăm! Da. Și mai au încă vreo două, dacă sunt și le auzim, au o imagine întreagă. La rândul nevei s-au descoperit 60 de cuvinte. Cu 60 de cuvinte pot transmite toate mesajele. De ce? Pentru că au 30 de direcții de manifestare. Și cuvintele sunt totdeauna perechi. Într-un sens și în alt sens. Pe o direcție sau pe alta. Cum avem bine rău. Cum avem împăcat și împăcat. Da? Deci avem acea direcție. Direcția păcii. Care pe de-o parte... Venim. Când zice omul în păcat și în păcat, avem două lucruri, autostimularea și autoinhibiția. Pacea pe de o parte, iar pe partea cealaltă, contradicția cu sine. Asta e tot. Dar oamenii care confundă contradicția cu sine și pacea, se pun și într-o situație dificilă. Deci, ideea este asta, să vă reconsiderați poziția față de lucrurile care au fost considerate tabu. Organele sexuale, anumite zone ale corpului, trebuie să le tratați cu același respect, ca și cum ar fi fața dumneavoastră. De ce? În momentul în care vine puterea, puterea va veni întotdeauna aici și va urca în corp. Aceasta este, dacă vreți, centrala noastră termonucleară. Aici avem această energie atomică. Dacă noi, de la bun început, avem o părere proastă despre această energie, despre această zonă, când dumneavoastră aveți o părere proastă despre cineva și îi dați de înțeles acest lucru, îl invalidați de putere, libertate și expresie de sine. Noi croim oameni. E un subiect care, când va fi ocazia, o să vă vorbesc despre cum îi croim, despre universuri posibile, cum închizi un univers, cum deschizi un alt univers. Vreau să susțin o chestie din aici. Da. Țiganii au o cultură primitivă, veche de ani, de când au plecat prima oară pe vremea lui Manu, în emigrare. La țigani, partea de jos a corpului este impură. Partea de sus a corpului e considerată pură. Asta e cultura lor. Din cauza asta, țigăncile totdeauna stau cu fustele până la pământ și au mie de fuste pe ele. Iar dacă un țigan coscui pe val, da, pură, zice, puh! Ce rea naibii? Ea o binecuvântează, pentru că zice că scuipatul este un dichet pur. Ele vine din partea de sus. Și am întâlnit, de exemplu, caz în care un compartiment de tren plin de țigănci care alătau, intră conductorul și zice, biletele la control, vă rog. Da, ce să zică și el. La care una dintre țigănci dă pruncul jos, își ia sânul și îl umple pe ăla de lapte, din cap până în picioare. La care ăsta zice, firea naibii de picioare și pleacă. Bun. Rămâne pe urmă
compartimentul de țigănci care zic, e, ai văzut? Ne-a zis firea naibii. Naibach este unul dintre zeii lor. Naibach? Naibach sau Naibach? Este o zeitate benefică în cultura țigănească. Vedeți, noastră, noi putem vedea lucrurile foarte sucit. De la cultură la cultură, de la om la om. Ce e bun ni se pare rău, ce e rău ni se pare bun. Nu? Da. E bine să gândim în afara culturii, totuși. Da. Și este foarte important să vă reconsiderați părerea despre corpul dumneavoastră. Primul lucru, corpul fizic poate fi templul în care veți primi oaspetele. Oaspetele înseamnă viața, în primul rând. Viața este mesagerul. În al doilea rând, Dumnezeu. Noi avem dumnezeirea din noi. Când noi începem să practicăm și puterea crește și dumneavoastră deja sunteți în a șaptea zi. Și aceasta a șaptea zi este importantă. Când puterea asta crește, trebuie să înțelegeți niște lucruri. 1. Corpul fizic nu poate fi folosit decât pentru câteva lucruri. Nu-i cereți bani, înțelepciune, mântuire sau așa ceva, altceva. Corpul fizic cereți să fie sănătos, să fie tânăr, să fie longeviv. Cereți acest lucru. Să trăiești cât poți de mult. Dacă tu îi spui, dacă trăiești 50 de ani, ok, el zice 50 de ani, nicio problemă. La 50 de ani termin tot, te las palit. La 50 de ani ai terminat cu el. Dacă tu îi spui, dragule, vreau să trăiesc cât poți de mult. El zice, a, da, bine, hai, intrăm în regim economic. Începe să optimizeze, să facă o serie de optimizări. Are sens? Sigur. Deci, de la fizic, cereți aceste lucruri. Sănătate, tinerețe, longevitate și încă un lucru. Mă simt de 14 ani sau mă simt de 21 de ani. La început vi se pare o glumă. Când începe să faceți deja ceva din voi, se revoltă. Acesta este modul în care voi vă rupeți de această gândire termodinamică și treceți la o gândire cuantică. Punctul 2. Punctul 2 este legat de corpul emoțional. Corpul emoțional, suflet, cum vreți să-i spuneți, este legat de a aduce iubire, compasiune, bucurie, înțelegere. Și ele vin atunci când dumneavoastră acceptați toate experiențele prin care ați trecut, le înțelegeți și le lăsați să ducă. Este foarte important. Nu lăsați, nu aruncați, nu îngropați, nu băgați sub covor dacă n-ați înțeles ce a vrut să vă învețe lucrul acela. Deci, de la corpul sufletesc, vă vedeți ca un curcubeu, așa cum vă învăluie, și mă simt plin de compasiune, de iubire, de bucurie. Toate experiențele emoționale trăite, le înțeleg, le accept, le înțeleg și le las să se ducă. Acest lucru vă va ajuta și vă va seta acest corp emoțional să puteți polariza această putere enormă într-o direcție bună. Punctul 3. Punctul 3 este legat de minte, de gândire, practic corpul mental. Deci, dacă doiul emoționalul vă poate da acea bucurie a vieții, Iisus a fost primul lucru care l-a predat. Bucuria vieții, bucură-te, bucură-te, bucură-te. Când tu te bucuri, sufletul e trăit. Când tu ești trist, sufletul e adormit. Atât de important a fost lecția asta, încât prima minune la Cana Galilei a fost să transforme apa în vin, ca nu cumva să se strice bucuria nuntașilor. E cu tâlc. Deci, al doilea lucru. 36 de lucruri le-a predat Iisus. Al doilea lucru a spus așa. Odihnește-te, să fii odihnit. Ca nu cumva din cauza oboselii să pici în păcat. Să greșești mai ușor. Adică, relaxează-te. Relaxează-te. Fii bucuros și relaxează-te. Este o altă cale. Nu o să vorbesc de ea acum. Deci, doiul, avem nevoie de emoții bune.
Și dacă noi aducem iubire în noi, surâsul interior, iubirea e importantă, dar oamenii nu știu cum să o aducă. Și vom privi soarele, vom aduce iubire în inimă, în plămân, în picat, în splină, în pancreas, în rinichi. Și astea sunt organele noastre. Atunci noi învățăm să acumulăm energia iubirii, să învățăm să hrănim încă de dimineață sufletul cu iubire. Și atunci el fiind hrănit, nu o să mai caște ochii, uite ăla are, eu n-am, ăla are, eu n-am. Când ăla, aaa, uite câtă iubire are, dă-mi și mie un pic, dă-mi și mie, te rog. Și toată viața noastră noi alergăm după iubirea altora. Și ăla, ia și tu un pic, ia și tu un pic. Și te bucuri un pic și pe nu-i mai dă. Te întristezi, devii dependent. Deci iubirea este hrana sufletului. Toate emoțiile bune sunt hrana sufletului. Punctul 3. Punctul 3, corpul mental. Corpul mental este singurul care vă poate ajuta să dobândiți ceea ce alergați dumneavoastră cel mai mult, prosperitatea. Numai cu o condiție se întâmplă lucrul ăsta, și anume, să vă angajați, să vă angajați cu toată ființa în direcția respectivă. Ce anume, fac un nou angajament cu mine, de a mă bucura de tot ceea ce viața are să-mi ofere mai bun. De a mă umple de prosperitate cu întreaga mea ființă. Prosperitatea se referă la absolut tot, numai la bani. Este un curent al prosperității. Dacă priviți acum apa, veți vedea multă lumină deasupra apei. Focul soarelui și apa în sine va naște o putere ca un abur. Și când vă duceți într-un anume loc, inspirați acest abur mereu și mereu în corp. Mintea se încarcă cu această prosperitate. Curând veți deveni bogați. Bogați. Ok. 4. Și cu asta am încheiat. Corpul spiritual. Corpul spiritual este esențial. Primul lucru zice că Dumnezeu a suflat suflare de viață în fața acelei creații. Primul lucru este să inspirați suflarea vieții și să îl căutați, să căutați viața din afară și viața din interiorul dumneavoastră, să simțiți viața, să deveniți conștienți de ea, că suntem vii. Al doilea lucru, sunt una cu Dumnezeul meu. Fiecare om are Dumnezeul lui. Nu sunt doi oameni să-L perceapă pe Dumnezeu la fel. Nu! Fiecare a fost educat, setat în felul ăsta. Când dumneavoastră sunteți micuți, și ați fost dus la biserică, când ați intrat în biserică, vi s-au setat simțurile. Un miros frumos de tămâie, o imagine frumoasă, o muzică extraordinară, înălțătoare, sentimente frumoase, o atingere gingașă, o îmbrățișare caldă. Toate acestea sunt setări adresate celor 5 căi de comunicare. Și sunteți setați spre un anume obiectiv, un anume scop. Așa ar trebui să fie ideal. Nu știu cum e acum, dar știu că așa ar trebui să fie. Ei bine, în Tao, noi nu avem ideea asta, dacă nu merg la biserică, gata, ești păcător. Nu. Noi avem biserica noastră, anume corpul nostru. Și noi, încă de dimineață, trebuie să curățăm biserica, să lucrăm, să curățăm organele, să aducem iubire în organe și să trezim viața. Și când tot acest palat este curat la cheie, să invităm oaspetele. Asta e important. Și atunci te gândești, sunt una cu Dumnezeul meu, sursa mea din interior. Și sunt manifestarea gloriei Lui. Sau glorie divină. Manifestarea gloriei divine. Și în acest fel, dai posibilitatea cerului și luminii să se exprime prin tine, să fii creativ, să reprezinți interesele Creatorului. Nu e dogmă, nu e sectă, este un lucru natural. Dacă priviți în natură, veți vedea că toate animalele fac lucrul ăsta. Ok? Și v-am dat 4 utilizări. Când înțelegeți ce zic ei,
aici știu anumite semnale, le recunosc. Înainte de a se strica vremea, sunt strigăte de alarmă. Le recunosc, da. Știu că dar se strică vremea. Dar cu ce recunoașteți? Cu mintea sau cu sufletul? Cred că cu mintea. Dar cei care nu sunteți de aici, cu ce recunoașteți? Cu inima. Empatia. Mintea, cu sufletul, cu stomacul, cu ceana. Cu inima. Sufletul. Aici ceva din interior, dar spune... Ați fost învățat. Ați fost învățat așa. Dacă e să interpretați limbajul coțofenilor, că sunt și coțofene pe aici, sau vrăbilor, ascultați un pic vocea naturii. Sunt o grămadă de voci. Cu ce rezonați? Cu mintea? Cu sufletul? Cu sufletul. Dar știți când rezonați? Când e templu curat. Când e sufletul curat. Dacă nu e sufletul curat, toate vocile astea nu există. Suntem surzi și orbi și nu vedem nimic și nu ne bucurăm de nimic. N-avem comunicare cu natura, n-avem comunicare cu nimic. Arzătate, Adrian, că fiecare Dumnezeului, Kazantzaki spunea că pentru un papagal, Dumnezeu e un papagal mai mare. Așa. Dar cum știm noi ce Dumnezeu avem în noi, pentru noi, al nostru, care al nostru? Păi cel care ne deschide sufletul. Deci noi dacă ne deschidem sufletul la soare, Dumnezeu nostru e soarele. Dacă ne deschidem sufletul la vrăbii, Dumnezeul nostru e natura și cu solul de vrăbii cu tot. Ne deschidem sufletul la cărți, Dumnezeul nostru e în cărți. Unde ne deschidem sufletul? Unde găsim comunicare? Unde putem înțelege ceea ce e în jurul nostru? Și de adevăr, acolo trebuie să facem totdeauna curat. Da. Acum, cel puțin, nu numai la 20 de ani, să aflu, 25 de ani, aproape 25 de ani, să aflu această folosire a corpurilor. Corpul fizic trebuie să cer de la el. Emoțional ce să cer de la el, mental ce să cer de la el și spiritual ce să cer de la el. Și cu asta viața dumneavoastră devine mult mai limpede, mai ușoară, dispar conflictele. Bine? Ok, consider că e suficient de multă teorie. Dacă aveți vreo întrebare, întrebați acum. Ideea este, în tot ceea ce faceți, nu acumulați conflicte. Dacă sunt prea multe conflicte, stop! Căutați să vedeți ce-i cu el. Bine? Sunteți frumoși? Aveți corpuri frumoase? Da! Întrebarea e redundantă și proastă. Care e rolul corpului? Să vă dea putere, să vă dea tărie, să vă dea forță, să vă dea echilibru, să vă dea energie, să vă dea stabilitate. Frumusețea se găsește în corp sau în suflet? Dar atunci nu o căutați unde nu-i cazul. Corpul e funcțional, sufletul trebuie să fie frumos. De acolo e. Ideea asta deja trebuie să naște o altă idee. În viață veți întâlni 5 Dumnezei. 5. Și în felul acesta dumneavoastră veți învăța fiecare ce Dumnezeu are. Unii sunt preocupați foarte mult de sex. Iar Dumnezeul lor e Dumnezeul sexului. Alții sunt preocupați foarte mult de bani. Bani, 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 bani. Dumnezeul lor este banul. Pentru ei asta e totul. Alții sunt preocupați de faimă. Și Dumnezeul lor este faimă. Alții de putere. Și Dumnezeul lor este puterea. Și al cincilea Dumnezeu este cel adevărat. Dacă mai ajungi. Acum, dacă totuși dai totul deoparte, și ajungi în fața lui Dumnezeu și zice, du-te înapoi, ceea ce ai făcut tu este, a trecut pe lângă ei, trebuie să stăpânești toate aceste lucruri care ți le-am dat, să rămâi integru și apropiat de mine. Dacă te agăți de câte un Dumnezeu de genul ăsta, e dificil. Luați ziua dumneavoastră toată și vedeți la care Dumnezeu ați avut împărțită ziua. În felul acesta dumneavoastră vedeți ce Dumnezeu serviți.
Învățați-vă să acceptați textul și să înțelegeți menirea lui. Învățați să acceptați banii. Învățați să acceptați faima, puterea. Banii sunt sângele societății. Nu faceți din ei scop. Dar ei nu sunt decât un mijloc. Este sângele social. Curge prin societate. Dacă îi țineți la ciorap, vă îmbolnăviți. Dacă îi lăsați să curgă, îi transformați în cunoaștere, îi transformați în lucruri bune, îi transformați. Atunci îi curg și tot e ok. Bine? Faima la fel. Faima este o putere, este o energie. Când ai faima, ai ajuns în fața oamenilor și nu mai stai să convingi pe fiecare. Ei te vor asculta. Ăsta este faimosul. Înțelegeți? Acum întrebare. Ce se întâmplă dacă ai dreptate și n-ai putere? Devii martir. Exact. Ce se întâmplă dacă ai putere și n-ai dreptate? Devii tiran. Vedeți? Trebuie să avem și una și alta. Dar tot timpul lăsați-l pe Dumnezeu. De când deschideți mintea dimineața și o rugăți inimii, vă gândiți la Dumnezeu, îl lăsați să intre în ziua dumneavoastră, în dumneavoastră, pur și simplu, să-l rugați să vă ghideze, să vă dea înțelepciune și învățătură. Și asta e primul lucru. Când te scoți în pat, ce faci? Cauți lumina. Unde e lumina? Ca să nu cumva să intri imobilă, nu? Ok. Înainte de a face lucrul ăsta, caută lumina lui Dumnezeu. Atâta am avut de spus, cu toate aceste noțiuni și lucruri care vi le-am spus astăzi, am convingerea că puterea care o veți căpăta acum și în continuare, va avea o bună polaritate. Țineți minte, nu sunt dogmatic, nu sunt sectant, nu sunt pocăit. Pocăit, știți ce înseamnă pocăit? Omul care trăiește transformarea, mântuirea de fapt, înseamnă transformare. Ok. Sunt ortodox, nu mă mândresc cu asta, dar nici nu o dau deoparte, pentru că e moștenirea. Nu pot să fug de ea. N-am cum. Și atunci trebuie să te împaci cu această moștenire, să iei ce e bun de mine, să mergi mai departe. Bine? Ok, da treabă. Haideți să începem cu câteva mișcări, ușoare. Relaxați-vă. Sunt așa, prin discuții cu domn profesor, am învățat multe, multe lucruri astăzi. Asta mă dau așa. Haideți un cer mai rotund, să vă văd pe toți. Vizitiu. Bebelușul. Relax. Deci, ceea ce fac acum, nu fac decât să activez energia. Chin. Scutor.
Inspir. Acum mișcarea e puțin mai completă, observați? Ce observați? Deci, da, dumneavoastră, ați avansat acum, puteți să faceți mult mai multe lucruri. Ok. Umeriți? Tot ceea ce v-am spus, folosiți un sistem educațional. Copiii trebuie să aibă niște noțiuni clare privind corpul lor, alcătuirea corpului, pentru ce e bun fiecare. Văzând folosința, utilizarea, va accepta acea parte din ființa lui. Doi câte doi. Bubnița. Hello. Ameleonul. Deci mai puțin așa, mai mult așa. Dacă vă e greu, retrageți bărbia. O să vă fie mai ușor. După. Carbele. Merge mai ușor? Ok. Mâinile, și anume contraforța. Și ciocul de cocor, duc în lateral, împing dar nu împing, trag dar nu trag. Relax. Două mâini. Am avut oameni în vârstă care aveau, nu puteau să întindă mâna așa. Și am pus să exerseze aceste lucruri. 6 luni mai târziu, erau oameni perfect normali. 1, 2, 3, acum expir, trag perineu, anusul și împing. Împing, dar nu împing, trag, dar nu trag, știi? Relax. 1, expir. 1, expir. 1, expir. 1, expir. 1, expir. Relax. Își face și el gimnastica lui. Ei au o gimnastică specială legată de miros. Foarte importantă. Și împing.
sistem. Contraforța este importantă pentru că ea prinde tendonul. Dacă faceți doar mișcarea așa și așa, trebuie ușor aprofundat, înțeles mecanismul. Încă o dată rețineți. Tao nu este doar o mișcare. Este o înmănuchiere a tuturor lucrurilor care există în univers. În natura însă. Și un om, contraforță, observat? Împing, dar nu împing. Împing, dar nu împing. Până aproape de capăt. Relax. Și relax. Și contraforță. Fii tu drăguț, treci repede pe la fiecare și verifică. Tu. Nina, unde ești? Treci pe la fiecare. A plecat. Ok. Sim, dai. Sim. Unde nu este, le ajut, pur și simplu, le arăt. Relax. Din nou, scuturăm și relax. Și în față. Și lateral. La fel, verific. Așa, așa, bravo, bravo. Relax. Din nou. Relax. Din nou. Relax. Din nou. Urna. Și scuturăm. Vom face un exercițiu interesant, anume întinderea tendoanelor. Noi mergem, prindem tendoanele, le prindem în contraforță și le întindem ca și cum am întinde pe ceva pe spate. Relax. În fapt, antrenarea tendoanelor are de-a face cu antrenarea meridianelor tendinomusculare. Acestea sunt cele care sunt antrenate de Shaolin, de diversi luptători în artele marțiale. Avem meridiane principale, cunoscute în acupunctură. Ele sunt cele mai greu de apropiat. E un nivel ultra avansat. Avem meridiane speciale, care noi ne este foarte ușor de lucrat cu ele. Dacă primele, principalele, au scopul de a hrăni corpul, meridianele speciale au scopul de a aproviziona cu energie din moștenire, din acea energie ancestrală moștenită de la mama și de la tata. Ele au scopul ăsta de a da energie, de a echilibra energie și de a aduce multă energie din afară în interior. Meridianele tendinomusculare vehiculează în special energia de apărare și face ca puterea corpului să crească. De aceea noi lucrăm mult cu tendoanele. Avem
meridiană, trei în trei ani. În total 12. Ok? Vă e mai clar asta? Acum ne mișcăm un pic. Ana Maria. Uite-te pe mână. Arela. Următorul exercițiu, moara de vânt. Ectir și urc din vertebră în vertebră. Până sus. Ridic mâinile înalt pe vârfuri. Doar un pic. Și. Și. Mă duc pe sub lateral și mă las. În poziția asta unde am ajuns, aici se deschide partea vieții. Lombară 2, lombară 3. Se deschide. Mă relaxez. Mă întorc invert. Privind coada păsării, căutați să vă vedeți turul pantalonilor aici, pe mijlocul feselor. Și, 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 relax. Ok, e bine. Următorul pas, șoldurile. Ești prea bine. Bine, sus. Relax. Exercițiu numărul 1. Ha.
pregătice numărul 2. Bine. Mergem mai departe. Ați vrea să deveniți conștienți de coloana dumneavoastră, pentru că urmează să faceți energeticile de absorbție energiei. Ce tragem din picioare vine unde? În genitale și în abdomen. Ce tragem prin mâini vine în inimă, abdomen. Cumva aș vrea să deveniți conștienți de coloana vertebrală, de toate cele 33 de vertebre. La început poate nu o să fie 33, o să fie 5. Deci lucra cu partener și anume partenerul se apleacă. Apleacă-te. Nu, apleacă-te. Apleacă, lasă mâinile mâine. Ce fac? Îl împing doar ușor. Ușor în jos. Observat? Și împing ușor în jos și ușor spre shoulder. La un moment dat, el va simți o tensiune aici. O simți? Da? Bun. Acum caută să te urci, să urci ușor, să urci, aducând tensiunea din vertebră în vertebră, din vertebră în vertebră, până ajunge la nivelul capului. Și, și, așa, și, așa, și, așa, și, așa, și, 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 ok, ai simțit? Relativ, dar ai simțit mai mult decât dacă nu ai fi făcut, corect? Bun. Haideți să mai au o persoană. Dacă tot ai mișcat, nu cărți. Nu știu, băț. Ai primit un telefon? Da. Și nu era chiar favorabil. A, nu, e ok, nu, e de la vânt. De la vânt. Ok. Vrei să mă ajut? Da. Bine. Domniță, lasă-te, lasă-te. Și tu ai mai făcut exerciții ăsta cu mine? Nu. Trăiești tu atunci. Ok. Ce fac? Ceea ce fac este că împing ușor în jos și le presez ușor în călcâie, în așa fel încât pentru ele, amândouă, va apare o presiune aici, o tensiune aici, aici. Și când ele vor încerca să urce, să urce din coloană, din vertebră în vertebră, tensiunea se va deplasa pas cu pas și mă va ajuta. Ce? Mă va ajuta să deschid o vertebră, încă o vertebră, încă o vertebră. Prindeți ideea? Așa, primul lucru. Nina, a apărut tensiunea? Da. Domniță? Da. La amândouă? Ok. Acum încercați să vă ridicați ușor și să mutați tensiunea din vertebră în vertebră tot mai sus. Haideți. Și tu? Așa, bravo. Bravo, așa. 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 Așa, mai mult, mai. Încă. E așa, hai. Mai. Ok. Bun. Ce se va întâmpla? Uneori e posibil să pierdeți tensiunea. Tocmai conștiința dumneavoastră a avut o mică întrerupere. E posibil și conștiința se
pierdeți această priză de conștiință. O luați la început sau data viitoare va merge mai mult. Încă și mai mult. Coloana vertebrală, nu uitați. Sunteți atât de tânăr, precât de tânără vă este coloana vertebrală. Ok? Haideți să încercăm. 2 câte 2. E un exercițiu care merită timpul dumneavoastră. 2 câte 2. Nu vreau doi specialiști la un loc. Vreau un Constantean, un om care a venit mai la început. Da? Haideți. Alo, domnița, na, domniță, tu ești expertă, ia pe cine, uite, doamna. Sunt expertă. Doamna. Am zis să stea amândouă și să-mi plângă așa. Da, ajutați-vă, uite, mă apropiați-vă, uitați-vă și haideți. Doi câte doi, ați înțeles? Tânăra știe la ce. Cum? Te poți să mă piști. Te doare spatele? Și dacă te lași jos, te doare spatele? Poți să mă lasă. A, nu te poți lăsa. Ia, hai să vedem, sus. Opa, unde te doare? Acolo, toată zona asta, da? Da. Bine, să faci exercițiile astea mereu. Doar atât, da. Ok? Și o să-ți mai arăt niște exerciții. Când te doare aici, o să faci exercițiul câinele și apucă piciorul. Îl vom face. Atunci ajută-o pe ea. Da. Nu, stai un pic. Bine, e ok, e ok. Mergem? Deci, Oana, este foarte bine cum faci tu și poate fi și mai bine dacă duci mâinile aici, exact aici, și chiar împingi ușor, să simți că ai împins în călcâie. Și acum, Diana, simți tensiunea la baza coloanei? Da. Da? Acum, tu te ridici ușor, așa, bravo, mai sus, mai, mai. Simți cum urcă tensiunea sus pe coloană? Asta, ridică-te, ridică-te, hotărâtă, bun. Deci, ușor, o ajut. La un moment dat, e posibil ca atenția ei să sară de aici, aici. Și să pierdă contactul aici. Și atunci se dezechilibrează un pic. Și o ajut, se ajut un pic, mâine un pic, în timp. Cum merge? Încet. A, ușor, nu încet, încet. Tu, ce faci tu? Ați reușit? Alo, familionul, ați reușit? Sunteți de o vârstă. Da? Da. Ai 39 ani? Nu, adică tu o să ai 14 ani. Ai, eu am 14 ani, corect. El face. Bine, merge, ai simțit chestia asta, tensiunea sau? Eu am probleme, aici am avut o lovitură. Bine, am înțeles. Merge, da? Vă face un nou exercițiu pentru oamenii care au probleme. O să mă ajut domnița. O să vă arăt un exercițiu simplu. Cum deschideți meridianele, tingurile, terminalele meridianelor, cum le deschideți? În general, în felul acesta, domnița se uită pe mare, acolo la navele alea, și ce fac? Relaxeți și trag un pic. Au! Un pic, dar trageți în prelungire. Relaxezi sau, dacă este mai fragil omul, relaxezi aici, da? Relaxezi atât. Bine? Ia mișcați mâinile. Care e mai ușoară? Asta e mai ușoară, curge energia, nu? Sim. Deci, domnița se uită la blocurile acelea de pe fale. Aaa, bun. Oare câte etaje de ori avea blocurile alea? Ok? Sim. Deci. Ok.
Acesta e exercițiu, faceți-l, la treabă, doi câte doi. Uite asta, tu te uiți la Ana Maria, îți place de ea? Bine, atunci dacă îți place, lasă mâna relaxată. Ce culoare au ochii? Ai înțeles? Ce culoare au ochii? Uite, vezi. Are un medalion. Câtă culoare are? Da? Vezi. Ok? Vezi. Ok. Da. Poftiți, nu crea chiar. Hai, curaj, că nu mușcă. Când apar dureri în punctul respectiv, dar nu îmi blochează umorul. Da. Diana, vrei să faci tu, nu? Uite, fii atent. E vreo clădire care seamănă cu vreo cetate în partea? Ai găsit-o? Da? Nu. Nu? Uite acolo, mă! Da. O vezi? Oare câte turnulețe o avea? De ce fac lucrul ăsta? Și turnulețul ăla este drept? Sau este cumva întrepte? Apoi, dacă omul e mai sensibil, pune-ți o mână aici, Ana Maria. Da. Da? Apoi. Ce observ? Observ că circulația fluidelor nu e chiar optimă, dar va fi. În partea asta la altă. Și vezi tricoul ăla? Care? Portocaliu? Ăla portocaliu. Cunoști firma aia? Deci, nu se poate întâmpla nimic rău pentru că este în prelungirea articulației. Da? De aici. Sau. Este modul natural de a deschide tingurile. Noi avem niște terminale. Niște terminale. Da? Ok. Acum. Ai rămas într-o mână? Am degetele. Oh, uite, fii atent. Vezi barca cu catarg? Uite-te după ea. O vezi? Ce are pe catarg? Are ceva? Vreun semafor? Vreun reflector? Da? Vezi. Ok. Bine. Următorul pas este simplu. Nu vede cineva care merge împiedicat. Cineva care? Merge împiedicat. Care nu simte picioarele. Nu ne se oferă, hai că te ofer tu, dăm un picior. Fără papă. Atenție! Ce fac aici? Trebuie să deschidem aceste tinguri. De ce fac lucrul ăsta la mâini și la picioare? Deoarece am nevoie să trag mai multă energie din pământ. Cum îți simți mâinile? Simți mai liberă, mai ușoară, mai... Da? A, simți că ai energie în palmă, bun. Ai putea să te uiți peste umăr? Și să vezi cumva turnurile alea? Hello! Turnurile alea le vezi? Da? Sigur? Cât de sigur? Câte turnuri am acolo? Ce suflet fac? Ok. Și am dat drumul la tot fluxul de curgere. Celălalt? A, nu. Să te lasi în picior? Poftim? Ia mișcă-te un pic. Cum ținești picioarele? Ai vreunul mai viu? Ala. Hai să facem pe celălalt. Încă o dată uitați-vă la felul cum fac. Deci, primul pas. Fac în așa fel încât să nu mă vadă. Al doilea pas. Ori mă duc aici și zic, uite-te în partea aia, vezi haina atârnată la vânt? Ok. Și încep să mișc. Mișc. Următorul pas, vezi,
puteți să faceți așa, nu e nicio problemă. Dar este modul de a deschide tendoanele, articulanțele. Și acum, ușor. Observați? Atât. E ok. În cazul în care aveți un caz rebel, fiți atenți. Nu simte, nu pocnește, nu se întâmplă nimic. Și masați punctul ăsta de aici. Când aveți dureri la ciclu... Nimic unul, da? Îl masați. Lovitura în pulul tălpii. Da, vezi. Acolo, mai sus. Relaxează zona de aici. Și relaxează rinichii. Și scap de tensiuni. Dar cum fac lucrul ăsta? O duc puțin așa, aici? Aici, aici, în zona asta. Și băieții când se lovesc, nu? Da, băieții când se lovesc. Sticul de tot acolo. Da, și scap de tensiuni. Acum câte zile? Acum câte zile? Când era mică. Oh, trecut au zile de doamne și de mii. Păi, dar a rămas așa. Am da, când pentru că nu circulă energia. Dar faceți lucrul ăsta, o să fie ok. Când faceți, nu vă grăbiți să faceți brusc. Nu. La început până învățați, durează. Haideți. Fiecare ia piciorul celuilalt în mână și face. Mergi să te văd cum mergi. Ia mergi. Dacă unul are frică, poate să vină la mine, la ajut. Te simți bine? Interesant, nu? Ok. Avem... Piciorul ăla tăiat. Ăla tăiat. Deci, ce observ? Primul lucru. Mă uit la picior. Mâncați seara târziu, mâncați în grabă, cu supărare, vezi că biliară nu duce. Toate lucrurile astea creează probleme cu limfaticul. Atunci, domnița e deșteaptă și zice, seara târziu, îmi trag masa mai devreme. Mănânc în grabă. Nu, domne, că să am timp. 15 minute mănânc încet, e ok. Ce mai zis? Mănânc supărată. Le las încolo de supărări, nu mai mănânc supărată. Nu? Poți să privești la tânărul de acolo? Ce fac? Primul lucru. Așa. Al doilea lucru, așa. Observați? Și al treilea lucru, atât. Gata. Și poți să faci așa. Haideți, dă-te, vreau voi să învățați. Ușor. Domniță, uită-te încolo. Haideți. Mâinile, uite-te la felina. Mai zi degetele. Wow. Păi și colega ce-a păzit? A fost milă. 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 Adică, milă, dacă îi fac asta, ce mi-o face ea mie? Dacă îi fac asta, ce mi-o face ea mie? Mai bine mie milă, nu? Deci m-am gândit la mine. Ok, bine. Dacă ți se pune cărcel, după ce le face foc. Unde? Aici, nu mai vede. S-a pus un cărcel. I-am făcut un drone. Când aveți cărcel, apăsați acest punct de aici. Unde? Aici. Inspira. Oftează. Inspiră, oftează, inspiră, oftează, rela. Ok, ia pune piciorul, mișcă. S-a întâmplat ceva? Aici probleme cu calciul.
Aha, 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 aha. Unde se sparg gemeni? Da, exact da, aici. Da, da, aha. Aici. Da? Ok. Bine! Hello! Gata, la muncă, la treabă, haide! Gata, mai facem? Și mie, te rog, că nu mi-a reușit să... Uită-te la barca aia. Nu, nu, vorbesc serios. O vezi? Domnița roșcată, o vezi? Ai să zic curent? Hai de mine. Păi, asta e bine. Bă, că hai, nu ne-o face și duc. Deci, ce faceți? Băi, relaxați un pic brațul. Ai să zic ceva? Deci, relaxezi. Relaxez. Ok. Gata, 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 aici nu este. Gata, fă-mi mie, fă-mi mie, deci timpul e drămuit. Haideți, hello. Acum ce vreau de la voi? Vom deschide calea coloanei, recapitulând pas cu pas aliniamentul. Și apoi facem deschiderea căii coloanei cu energia mamei pământ, tai chi și gata. Ok? Bine. Picioarele. Exercițiu numărul 1. Exercițiu numărul 2. Exercițiu numărul 3. Da. Vă simțiți mai bine? Picioarele. Yang, nu prea yang. Semi-ndoite. Yin, nu prea yin. Strâng degetele. Strâng. Puterea a ajuns în genunchi. Da? Strâng fesele. Și ce faceți acum? Împingeți în lombară. Vedeți. Care ziceam că le preluăm pe doamne. Afară 20. Afară 20 prezent. Bine? Acum, ați împins în lombară? Puterea acolo? Ok. Rămâneți cu puterea acolo. Duceți mâinile ușor. Gândiți-vă că tocmai luat două cutii de mânări. Da? Întoarceți aceste cutii în contraforță. Exact asta. Ce ați făcut adineori, da? Întoarceți și împingeți în coloană, în lombară, relax. Yang, yin, strâng, aduc în perineu, aduc în fese, în lombară, preiau cu mâinile, deci tensiunea mâinilor va prelua de aici. Ce observați? Când mișcați mâinile în sus și în jos, veți observa cum tensiunea din lombară urcă. T11, T5, C7. Relax. Scuturăm. Haideți să facem exercițiu. Palme și mâini. Inspirați energia mamei pământ. Expirați. Inspirați până la gleznă și încheietura palmelor. Expirați. Genunchi, coate. Expirați. Șolduri, umeri. Expirați. Genitale, gât. Expirați. Genitale, inimă. Adică
ce vine prin mâine ajunge în inimă, ce vine prin picioare ajunge în genitale, da? Inspir. Expir. Pe același drum. De aici? Pe același drum afară. Știți, a fost el. Cine n-a fost el? Oh, la la. Bine. Inspirăm prin mâini până la nivelul încheieturii. Tot ce nu ne place, expirăm. Inspirăm. Din nou, repetăm. Inspirăm până la coate. Expirăm. Până la umeri. Expirăm înapoi pe unde am venit, tot ce nu ne place, în pământ. Inspirăm până în gât. Expirăm. Până în inimă. Expirăm. Până în abdomen. Expirăm. Acum, inspirăm prin tălpi până în gleznă. Și prin mâini până la încheietură. Expirăm. Inspirăm până la genunchi, până la corp. Expirăm. Inspirăm până la umăr, până la sol. Expirăm. Inspirăm până în gât, până în genitale. Expirăm. Inspirăm până în inimă, până în genitale. Expirăm. Inspirăm până în abdomen din ambele părți. Expirăm. Acum, inspirăm prin picioare. Yang, nu prea yang. Yin, nu prea yin. Strângem degetele. Puterea în genunchi. O inspirăm până în genitale, până în fese, până în lombară, până în tăuște, până în T5, aici, până în C7, expirăm prin mâini. Inspirăm din nou până în C7, din picioare, din pământ, și prin mâini până în C7, până în coroană totul. Expirăm prin fața corpului, limba pe ceruguri, în abdomen, picioare, pământ. Coborăm energia, odată, sunetul HI. De două ori. De trei ori. Bine. Bateți ușor capul. Rămâne multă energie în cap și mă simt amețit, atunci bat ușor capul și cobor energia din cap în abdomen. Mă gândesc ca și cum aș cutura un pom. Apoi voi lovi aici în spate, zona asta de aici, deci nu aici, nu aici, da? Aici în spate, de la baza gâtului, de la baza cefei, treptat în jos și mă voi gândi cum energia coboară pe partea aceea, pe partea aceea coboară pe coloană în jos. Pe partea cealaltă? Relax. Și
Lobby, când avem multă energie, încă am așa mult urechile. Aveți câteva puncte interesante. De exemplu, unul din punctele care se congestionează ușor este aici. Cum simțiți? Doar. Mai aveți în partea asta? Și trageți ușor de ureche, ușor, ușor. E ok. Și mai e un punct și aici? Da, mai este, aici? Mai este și aici. Aici legat de cel de condiționare? Asta e legat de intestinul subțire de aici. În general se pun clipuri, stimulează lobitul. Haideți, masăm urechile. Marea vertebră. Ce observați? Deveniți tot mai conștienți de trupul dumneavoastră. Față de trup, trebuie să aveți o atitudine. E bine să aveți o atitudine bună. Să fiți mulțumiți cu el. Haideți să facem tai chi. De data asta tai chi-ul vom face... Toată lumea trece în partea asta. Și dumneavoastră o să apăreți pe cameră. Haideți. Am nevoie de niște capete roșoriți. Nina, care e oful tău? Ai ceva pe suflet? Îl dau un exercițiu să-l faci, îl faci? Ok. Vino cu asta. Te duci lângă cupa acolo. Parezi de mată. Și las, inspir. Și expir prin coloană în copac. Și apoi expir. Apoi îl rogi. Te rog frumos, ajută-mă. Și las energia copacului să intre în tine. Și te descarcă. Sunt-o. Deci ia tot ofta asta, toată problema, haide. Pe urmă vin încoace. Faci treaba asta, cât facem și de genul. Ok? Sunteți gata? Bine. Am aici 4 persoane, 5 persoane, 5 persoane, 5 persoane, 5 persoane. Repede, repede, repede. Dorin, aici, repede, repede, cap de afiș. Așa. Acolo, următorul, acolo. Așa, tânăra, cap de afiș, aici. Aici, lângă cuciulache. Așa. Bun. Tânăra, perfect. Domniți acolo? Ah, avem deja aici. Ok, aici, cap de afiș. E perfect. Super. Acum, mai apropiat un pas. Un pas. Așa, încolo. Bravo. Bine. Cum fac eu să vă prind pe tot? Simplu. Mai strângeți rândurile aici. Haideți, haideți. Ah, ok. Și... Inspir. Energia mamei pământ. Expir. Prin sfera. Piepten coada calului.
Și... unduind mâinile precum norii în adierea vântului de primăvară. Pieptănând coama calului, întâmpinând cerul, ridicând piciorul. Rotindu-ne odată cu lumea, întâmpinând cerul, suficient. Bine. Repede, forma de încheiere. Acumulați energia în tantiem. Spiralați. Apoi de 24 de ori invers. Forma de încheiere. Observați, pielea e mult mai fină. Observați? Pielea e mai fină, o simțiți altfel? Iubire, respect, lumină. Și vă doresc o zi minunată, bună, tot ce vă doriți. Liber!